Călătorind prin țară, Moise întâlnește un păstor și rămâne cu el câteva zile, ajutându-l să-și pască turma. La sfârșitul fiecărei zile, păstorul lua într-un pahar cel mai bun lapte, pe care îl așeza departe de locul de înnoptat pe o piatră. "Pentru ce pui laptele acolo?" a întrebat Moise. "Este lapte pentru Dumnezeu," a răspuns cu venerație păstorul. Mirat, Moise cere lămuriri. "Cum așa? În fiecare seară iau laptele cel mai bun și îl dau ofrandă lui Dumnezeu." Văzând simplitatea omului, Moise a zâmbit și l-a întrebat foarte serios. "Și Dumnezeu îl bea?" "Da," a exclamat sigur pe sine păstorul. "Dumnezeu bea laptele pe care îl ofer." Moise se hotărăște să lumineze pe sărmanul naiv. Dumnezeu este spirit pur. El nu cunoaște setea și foamea și nu are deloc nevoie de laptele tău. Eu găsesc dimineața paharul gol și cu siguranță Dumnezeu își potolește setea cu acest lapte. "Nu, nu, Dumnezeu bea laptele tău. La noapte o să veghem vasul, să vedem cine bea laptele." Convins că Dumnezeu bea laptele și curios să vadă aceasta, cu proprii ochi, păstorul se așează împreună cu omul străin la pândă. În toiul nopții, la lumina lunii, păstorul vede cum un animal micuț se apropie de pahar și bea laptele lăsat pentru Dumnezeu. Dimineața, foarte trist, cu fața întunecată și inima strânsă, păstorul îi dă dreptate lui Moise. "Ai avut dreptate, o vulpe, bea laptele meu." În noaptea următoare, Dumnezeu îi se arată lui Moise și îi spune: "Moise, este adevărat că sunt spirit pur, dar am primit cu bucurie ofranda de iubire a păstorului. Și neavând nevoie de acel lapte, îndreptam într-acolo micul animal înfometat, care avea atâta nevoie de hrană. Tu ai lăsat animalul fără hrană și pe om fără bucuria și liniștea că eu îi primesc curata și smerita ofrandă, iar pe mine, fără iubirea cuprinsă în gestul omului." Morala, credința și speranța sunt foarte importante. Păstorul credea cu tărie că Dumnezeu îi apreciază și îi acceptă ofranda. Această credință îi dădea bucurie și împlinire. Pentru mai multe clipuri asemănătoare, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.